Salutare! O nouă zi, un nou tutorial. Vom face o căciuliță de primăvară, de data asta în croșet. Avem un fir moale și pufos, adaptat sezonului. Și o croșetă de 4,5 mm. Încerc să mă așez în așa fel încât să se și vadă ceea ce fac. Primul ochi îl strângem foarte bine. După care facem una, două, trei, patru ochiuri de lanț. După patru ochiuri de lanț, închidem cercul printr-un punct alunecat. 1, 2. O să lucrăm căciulița, pentru că este de primăvară, în picioruș dublu. În gaura formată, o să croșetăm 12 piciorușe duble. Încercăm cu 12. Dacă nu ni se închide bine cercul nostru, mai croșetăm câteva. Am făcut aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 12 sunt suficiente și închidem prin punctul în alunecare. Continuăm două ochiuri. Pentru rândul 2, în fiecare ochi existent, facem câte două piciorușe duble. Deci câte două în fiecare. 1, 2. 1, 2. Și așa continuăm până la capătul rândului. Am ajuns la capătul celui de-al doilea rând. Închidem tot prin un picioruș alunecat două ochiuri de lanț și procedăm pentru rândul 3 identic cu rândul 2. În fiecare ochi câte două piciorușe înalte. Am terminat și rândul al treilea. Rândul 4 îl facem în felul următor. 1, 2 și lucrăm picioruș dublu primele 3 ochiuri, câte unul în fiecare ochi, și în al patrulea facem două piciorușe duble sau piciorușe înalte. Continuăm. 1, 2, 3 și în al patrulea facem câte două în același ochi. În felul ăsta continuăm până la capătul rândului nostru. Am terminat și rândul 1, 2, 3, 4, rândul 4. Rândul 5. Pentru rândul 5 procedăm normal în fiecare ochi format. Facem câte un picioruș dublu. Deci, în absolut fiecare rând, câte un picioruș dublu. Până la capătul rândului. Am făcut și rândul 1, 2, 3, 4, rândul 5 și acum se și vede, avem circumferința dorită, așa că o să continuăm
încă vreo 4-5 rânduri, cu câte un picioruș dublu în fiecare ochi lucrat. Și câte ochiuri avem, atâtea piciorușe duble vom face în următorul rând, în rândul 6. Și încă vreo 4 rânduri, deci până la rândul 10. Am făcut 10 rânduri de croșet. Lățimea este bună. Ia priviți cât e de moale și de fin materialul nostru. Acum o să procedăm în alt mod. Am închis cu punct prin alunecare, după care 1, 2, 1 pe ac și în același punct mai facem încă un picioruș dublu. Un ochi de lanț și tot în același punct facem încă două piciorușe duble. Deci am creat un evantai. Fără să luăm nimic pe ac, lăsăm două piciorușe și în al treilea repetăm procedeul. Deci 1, 2, un ochi de lanț, ca să nu fie distanța prea mare și să fie împărțit egal, odată lăsăm două ochiuri, la următoarea lăsăm trei ochiuri și în a patra facem evantaiul nostru. Doi, unu și încă două. În felul ăsta vom avea exact numărul de ochiuri pe care îl avem și la momentul de față. Deci, încă o dată, lăsăm două și în al treilea facem evantaiul nostru. După care, acum lăsăm trei și în al patrulea facem evantaiul nostru. 1, 2, 3, în al patrulea. Și în felul ăsta procedăm până la sfârșitul rândului nostru. Deci, două, un ochi de lanț și mai facem încă două în același mod. După care, lăsăm două și în al treilea ochi o să facem evantaiul. La următoarele, în al patrulea ochi. Mă repet, facem artificiul ăsta ca să avem fix numărul de ochiuri pe care îl avem și la momentul de față. Nu vrem să fie nici mai largă și nici mai strâmtă căciulița noastră. Deci, în felul ăsta procedăm până la sfârșitul rândului. Am ajuns la sfârșitul rândului, procedând în felul menționat. Și aici o să închidem cu un punct prin alunecare în primul ochi. Aici. După care mergem prin picioruș alunecat. Deci așa arată căciulița noastră. Prin picioruș alunecat ajungem în mijloc. Deci alunecăm în așa fel încât să ajungem în mijlocul evantaiului, ca lucrul nostru să arate frumos. Și aici vom face două ochiuri de lanț și cel de-al doilea picioruș dublu. Un ochi de lanț și încă două piciorușe duble în același loc, formând evantaiul de deasupra, după cum se vede. Și procedăm în felul ăsta, evantai peste evantai, în fiecare evantai creat. Vom face trei rânduri de evantaie. Deci ăsta este rândul 2 și vom mai face încă un rând. După cum se vede. În
mijloc. 1, 2, un ochi de lanț și încă 1, 2. Evantai peste evantai. Am terminat cele trei rânduri. Ia uitați ce frumos arată. Da? Și acum o să continuăm lucrul nostru și ne apropiem de final. Facem două piciorușe duble și continuăm lucrul nostru în aceeași manieră ca la început. Deci, cu picioruș dublu. Să încercăm să ne uităm foarte bine, să avem 5 ochiuri luate de pe fiecare evantai. Dacă avem în unele locuri 4, nu este nicio mare problemă, pentru că oricum ne apropiem de final și va trebui să scădem puțin. Să avem mare grijă, în așa fel încât să luăm ochiurile noastre, deci prindem ambele piciorușe, da? Și în felul ăsta, luând fiecare picioruș existent, având grijă să fie 5 pe fiecare evantai. Deci numărăm 1, 2, 3, 4, 5. Este bine. Și am luat toate ochiurile. Oricum va trebui să scădem puțin când ne apropiem de final, deci dacă o să luați într-un sau în două locuri câte 4, nu o să se întâmple absolut nimic. Căciula noastră oricum este lejeră, nu va fi absolut nicio problemă. Și în felul ăsta vom mai continua cu încă un rând în afară de cel existent. Ok, am terminat primul rând doar și verificând, știind că ne apropiem de final, este totuși puțin cam largă. Și atunci procedăm în felul următor. 10 ochiuri le lucrăm normal în picioruș dublu și al 11-lea îl diminuăm, îl scădem. Deci, 1, 2, o să vă și exemplific, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și al 11-lea îl scădem. Și anume, tragem primele două, luăm pe A, mergem la următorul ochi, tragem prin următoarele două și avem 3 pe A. Și acum tragem prin toate 3. Asta înseamnă o scădere. Continuăm la fel. 1, 2. Și mergem până la 10 și al 11-lea îl scădem. Așa arată. Și acum vom face ultimul rând. Ultimul rând va fi cu picioruș mediu. Vă uitați dacă cumva este prea largă pentru căpșorul căruia îi croșetați căciulița. În ultimul rând se poate strânge. La mine este destul de echilibrată, oricum va avea o panglică cu fundiță și atunci se poate încă strânge. Așa că ultimul rând eu îl fac, de fapt este penultimul pentru că o să-i mai fac și un rând de finisaj, o să-l fac în picioruș mediu. Ochiurile sunt suficiente, deci nu vreau nici să strângă foarte tare. Și atunci în fiecare ochi o să fac câte un picioruș mediu. Piciorușul mediu, adică luăm pe croșetă, introducem în ochi și tragem prin toate 3. Luăm pe croșetă, introducem în ochi și tragem prin toate 3.
În felul ăsta facem tot rândul, rândul nostru. Am închis ultimul rând și acum o să-i facem terminația. Mi-e place tare mult punctul cu care termin în general căciulile și nu numai. Nu știu exact cum se numește punctul respectiv. Chiar nu știu în terminologie care este. Este un punct de regres, practic. Introducem, deci mergem în spate, introducem acul în punctul precedent, în punctul anterior, lucru care văd acum mie nu-mi reușește, încă o dată, agățăm și trecem prin amândouă. Prin picior, punctul din spate, piciorușul din spate și încheiem. Trecem prin piciorușul din spate și încheiem. Putem din loc în loc să sărim peste un picioruș în așa fel încât să se strângă puțin lucrul nostru. Cam la 3-4 ochiuri eu sar peste câte un picioruș. În așa fel încât să nu aglomerăm bordura care se formează. Ia uitați ce frumoasă e! Cam asta este terminația pe care o fac la căciulițele mele. Am terminat cu bordura noastră. Ia uitați ce frumos arată. Este minunată. Tăiem, dacă o să și găsesc foarfeca găsită, tăiem firul nostru, lăsăm puțin mai mare pentru că o să îl ascundem în lucru, în așa fel încât, ca să sigilez, acum eu o să-l trag și o să-i fac încă un nod aici, după care o să îl trag, să-l prind într-un arc de cusut și o să-l trag prin interiorul lucrului. Cam așa arată căciulița mea. Este o căciuliță, după cum se și vede, de adult. Este pentru o domnișorică de 15-16 ani, deci are căpșorul destul de mare. Nu e un copil mic. Și acum, deci exact aici vine spatele, o să o accesorizăm. Ea va avea o floare. Este o floare făcută tot de mine. Cu trei inimioare. Așa. Și va mai avea și un șnur roz. Deci ceva de genul ăsta, când încerc să mut, să și vedeți ceva. Bun. O să ardem puțin vârful. Și o să începem să îl tragem cu croșeta prin interiorul lucrului nostru. Până la capăt. Și nuanța este superbă. Combinația asta de roz cu crem este nemaipomenită. Și mai venim un ochi. Așa. Lăsăm suficient de lung încât să îi putem face o fundiță. Putem
putem și încerca. Să vedem cam cum vine. În stilul ăsta. Nu trebuie lăsată nici mai mare pentru că va incomoda. Bun. Este perfectă la dimensiunea asta. Este aproximativ 1 metru. Îi ardem puțin vârfurile. Și deasupra va veni floarea noastră. Floarea eu o să o prind în silicon și vă garantez că nu o să pățească absolut nimic. Chiar dacă va fi spălată, siliconul va rezista cu brio. Am folosit silicon inclusiv la costumele de baie. Am folosit inclusiv la costumele mele de baie, nu doar ale clientelor. Am fost și la saună și la piscină și au rezistat extraordinar. Inclusiv, indiferent dacă este silicon la cald sau silicon la rece, el va rezista oricum. Și aplicăm floarea noastră. Efectiv o presăm pe material. Îi ia câteva minute până când să se usuce bine. Și acesta este rezultatul final. O căciuliță frumoasă, echilibrată, o culoare extraordinară, un material foarte, foarte moale, foarte pufos. Dacă vă interesează materialele, puteți să ne contactați pe Facebook. Aveți link-ul cu profilul de Facebook. Sunt materiale la un preț foarte, foarte, foarte bun. Și o să ne revedem cu bine la un alt tutorial. Dacă v-a plăcut, un like, o distribuire eventual și să subscrieți canalului meu. Vă mulțumesc!